apa de izvor în detrimentul celei de la robinet. Zeci de petroșeneni aleg să folosească apa de la izvor în locul celei de la robinet. Oamenii spun că apa ce vine direct din munte este mai cristalină și mult mai bună la gust față de cea de la robinet. Sunt zeci de ani de când oamenii merg la izvoare pentru a-și procura apa cea de toate zilele. Iau apă de la izvor cel puțin de 10 ani de zile. În primul rând, e mai bună și pentru băut și pentru gătit. Deci e apă curată de izvor, testată de la APASER, este foarte bună și de calitate. Are și alte proprietăți, vă vindecă de anumite boli, nu mai faceți pietre la rinichi. Nu e vorba de vindicat aici. Deci, care e pentru boli, sunt apele termale, apele care, asta este o apă potabilă care este foarte bună și o folosește. Nu numai eu duc de aici, duce foarte multă lume. De la robinet nu folosiți deloc? Ba da. Folosesc și de la robinet, dar pentru băut și pentru gătit punem apă de izvor. Oamenii își fac proviziile de apă de câteva ori pe săptămână. Ei spun hotărât că apa ce izvorește direct din munte este mult mai bună și nu lasă nici depuneri. De câte ori veniți pe săptămână să luați Eu, apă? Cam de două ori. Atât. Nu știu, departe stau în centru, deci este ok tot. Asta este altceva... Nu. Pot să spun că nu. Nu că nu avem apă sau că n-ar fi bună. Când a venit în Valea Julia acus 40 de ani, a fost altfel. Acum s-a mai schimbat. Altfel cum? Era mai bine? Era apa mai bună la robinet? Acum e mai bună apa de izvor ca asta la alte de la robinet. Și să știți că foarte multă lume care are un pic de boală, e cam recomandabil, cel puțin pentru rinichi. Deci nu conține nisip, nu conține alte... Dacă o păstrați câteva zile, nu se lasă impurități? Uite, eu vă dau să-mi o testați după două luni de zile. După două luni de zile, exact cum o vedeți în sticlă aici, așa rămâne peste două luni de zile. Deci nu lasă depunere deloc. Și cea de la robinet? Hai de mine. Medicii recunosc că apa de izvor este foarte bună și chiar o recomandă, dar nu neapărat pentru tratarea unor afecțiuni, ci pur și simplu pentru calitățile deosebite. În Petroșani există cel puțin două izvoare cu apă, iar sute de oameni urcă în munte cu bidoanele pentru a le umple. Apa de izvor este verificată periodic de către responsabilii de la Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, iar atunci când nu îndeplinește calitățile necesare, este oprită de la consum. Până acum însă, nu a fost necesară sigilarea izvorului.